Aloha prieteni, eu sunt Tsunami și astăzi vreau să fac un scurt video în care să revin cu un update legat de această campanie de Black Friday organizată de FTX în piața cripto și având în vedere totuși că am primit ieri vești pozitive legate de raportul CPI, să vedem dacă piața cripto de aici va continua să crească sau urmează o nouă campanie de reduceri organizată de FTX. Iar ca un mic spoiler, cei de la FTX mai fac încă o victimă colaterală în acest război din piața cripto, dar despre acest lucru vom vorbi în câteva minute. Dar începem mai întâi cu o veste bună primită ieri de piața cripto. Statele Unite a anunțat un CPI de 7,7% pentru luna octombrie, asta în timp ce analiștii se aștepta la un 7,9% sau chiar 8%. Da, deci automat e un raport favorabil și piața cripto a luat o gură de aer după săptămâna devastatoare cauzată de FTX. Bitcoin a reacționat foarte bine și, de exemplu, ieri, la ora 15:30, când a fost anunțat raportul CPI, vedem o creștere frumoasă pe Bitcoin, 7,4%. De asemenea, Bitcoin a ajuns până la 18.200 cu aproximație, dar de acolo nu a mai putut urca și a coborât în această dimineață chiar undeva sub 17.000, 16.900. Da, cam pe acolo a coborât Bitcoin în această dimineață, dar de asemenea multe altcoin-uri au avut creșteri frumoase, 20-30% și da, e totuși o veste puțin încurajatoare, dar în același timp trebuie să fim conștienți că pericolul nu a trecut și scandalul FTX este doar la început. Iar legat de FTX, cei de la Cointelegraph vin cu o știre interesantă, se pare că autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare din Bahamas a înghețat conturile celor de la FTX. Și asta pentru că FTX-ul, compania care operează la nivel global, nu FTX USA, FTX-ul are sediul în Bahamas și da, momentan au fost blocate conturile companiei. Există probabil posibilitatea să nu mai vedem pe termen scurt un dump în piață anumitor monede, cum am văzut cu Solana, Bitcoin sau Ethereum, Serum de exemplu, altă monedă. Dar pe termen lung nu cred că a trecut pericolul pentru că la un moment dat aceste active deținute de FTX vor trebui vândute pentru a putea plăti utilizatorii care au fondurile blocate pe platforma FTX. Iar Casa Albă, dar și președintele Joe Biden sunt conștienți de acest incident care are loc în această perioadă în piața cripto cauzat de FTX. Acest incident este văzut ca un nou motiv pentru ca piața cripto să fie regulată, doamne, să fie reglementată și asta pentru că vedem multe proiecte importante din top 100 cripto, precum Celsius, Voyager, Terra Luna, multe proiecte care au avut crash și care au afectat investitorii din această industrie. De asemenea, vedem mii de proiecte care folosesc branduri care nu le aparțin, precum Squid Game, Shiba, World Cup și alte mii de monede care nu sunt decât rug pull-uri și da, nu oferă încredere în această industrie. De asemenea, astăzi FTX-ul a reluat retragerile în două filiale de pe glob, este vorba de Japonia și Turcia, dar asta pentru că aceste filiale aparțin de o companie FTX care are sediul în Antigua și care se cheamă FTX Trading Limited și da, e diferită de FTX International, deci compania care până la această oră are toate retragerile blocate. Dar haideți să vorbim despre o nouă știre bombă primită în această dimineață. Se pare că o nouă companie din industria cripto a fost afectată de incidentul celor de la FTX. Este vorba de BlockFi. BlockFi este o companie, o platformă pe care puteți face împrumuturi în industria, în spațiul cripto și aceasta, de asemenea, a suspendat retragerile de pe platformă până la o dată ulterioară, până se va afla ce se va întâmpla cu FTX și asta pentru că BlockFi a mai avut probleme în 2022 și la un moment dat, în această vară, dacă nu mă înșel, era vorba că FTX USA, da, deci compania din USA a celor de la FTX, trebuia să achiziționeze BlockFi. Era vorba de o afacere de 680 de milioane de dolari. În primă fază, 400 de milioane de dolari au fost oferiți ca o linie de credit pentru cei de la BlockFi, iar apoi era o opțiune de 280 de milioane de dolari prin care FTX avea dreptul să achiziționeze compania BlockFi. BlockFi a anunțat că va suspenda retragerile de pe platformă în perioada 11-14 noiembrie,
urmând apoi să anunțe ce se va întâmpla, din punctul meu de vedere, nu este un lucru bun, pentru că nu mă aștept ca pe 15 noiembrie, gata, să dea drumul la retrageri și totul să fie ok. Ar fi iarăși o nebunie și toată lumea ar încerca să scoată banii de pe platformă. Cred că momentan au menționat acest interval doar ca să calmeze puțin comunitatea, dar e o nouă știre care cred că va avea un impact foarte grav asupra industriei cripto. După ce FTX a afectat proiecte precum Bitcoin, Solana, Ethereum sau Serum, proiecte pe care le avea în portofoliul de investiții și la care a făcut dump pentru a salva moneda FTT, vedem acum companii care au de suferit din cauza celor de la FTX, precum BlockFi, ieri am văzut Sequoia Capital, un fond uriaș de investiții, Alameda Research de asemenea, o companie de investiții deținută de CEO-ul celor de la FTX. Și sunt sigur că vom vedea și alte nume, alte companii foarte mari din această industrie care vor apărea în perioada scurt următoare și care vor anunța că au de suferit din cauza celor de la FTX. Iar o știre amuzantă legată tot de FTX, se pare că ieri au apărut știri cum că El Salvador avea fondurile sau bitcoinii cumpărați pe platforma FTX. Da, această știre a fost preluată și de pe anumite platforme din România, se pare că nu este adevărată. Și chiar CZ liniștește comunitatea și zice: "Thank God, El Salvador doesn't have any Bitcoin on FTX", pentru că numai de asta nu mai avea nevoie piața cripto, ca singurul stat care a investit sau care a ales Bitcoinul ca monedă oficială să aibă acum fondurile pierdute pe una dintre cele mai importante platforme din această industrie. Cu toate astea, acest incident cauzat de FTX e posibil pe termen lung să ajute industria cripto. Vedem multe exchange-uri care adoptă acest Proof of Reserve despre care vorbea CZ și Binance. Proof of Reserve este deja folosit de companii precum Binance, Kraken, BitMEX, Gate.io și alte exchange-uri, dar nu a fost folosit de FTX și are rolul să ofere transparență comunității platformei respective, iar comunitatea, utilizatorii vor putea vedea prin acest Proof of Reserve sau Proof of Funds că în orice moment exchange-ul respectiv poate face față retragerilor care s-ar putea să apară într-un moment neprevăzut. În continuare, Bitcoin încă la un preț de $17,300, anumite monede au crescut mai mult, unele mai puțin, multe monede au pierdut cu acest crash cam tot ce au reușit să construiască în ultimele luni și aici mă refer la două proiecte interesante. Primul fiind Reef, un proiect despre care am vorbit despre canal pentru că este unul din proiectele preferate. Acesta a avut o creștere de 160% în ultima perioadă, dar a pierdut, cred că, mai mult de 50% din valoare odată cu crash-ul proiectului FTX. Da, a pierdut 60%. Iar al doilea proiect este Injective, creștere de 166% pe un proiect foarte bun, un proiect în care a investit și Binance și care, da, odată cu acest crash a scăzut și el 54%. Bineînțeles, sunt mult mai multe proiecte care au avut crash-uri foarte mari în această perioadă, tocmai din acest motiv, pe de o parte, e o perioadă foarte bună de acumulat, de a face DCA, dar pe de altă parte, încercați să nu aruncați cu fondurile, cu tot capitalul pe care îl aveți pentru spațiul cripto, pentru că s-ar putea să vedem scăderi și mai mari în perioada următoare. Vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit. Puteți să lăsați în comentarii cum vedeți voi acest incident, dacă credeți că va avea un efect pozitiv pe viitor pentru această industrie și de asemenea ce acțiuni faceți în această perioadă. Cumpărați sau așteptați scăderi și mai mari? Încheie aici acest videoclip, eu am fost Tsunami, iar noi ne revedem în următorul videoclip. Aloha, prieteni!